să se limpezească lucrurile. Marin Condescu a venit cu zâmbetul pe buze la audieri. După 2 ore petrecute în sediul Inspectoratului de Poliție, Gorj nu a mai părut însă la fel de liniștit. Domnule Condescu, gata audierile? Da. Bună ziua. În ce au constat? În tot ce a fost reclamat ca dosar penal, evacuarea sediului de la Debarcader, contractul de cesiune cu Eden Red. Președintele clubului Pandurii Târgu Jiu și-a dat singur verdictul înainte ca anchetatorii să se pronunțe în cazul său. A fost prezentate toate documentele care au arătat că este o cesiune pe care am achitat-o între timp, nu când trebuia, că n-am avut banda, s-au finalizat lucrurile bine. La ce vă așteptați acum? La neînceperea urmăririi penale. V-ați lămurit ce nu era în regulă sau ce se spune în regulă? Dar nu e, nimic n-a fost în regulă. Cred că undeva s-a înțeles că cei de la Eden Red nu știu cine a semnat. Și acum v-ați lămurit? Bineînțeles că au semnat cu noi în acordul pe care l-am pus la dispoziție, a angajat care este acum al Eden Red-ului. Mai mult decât atât, Marin Condescu i-a luat apărarea și lui Daniel Burlan, urmărit penal pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în dosarul privind cesiunea de creanțe dintr-o firmă privată care avea de luat bani de la SNLO și clubul de fotbal Pandurii Târgu Jiu. Domnul Burlan n-a nicio legătură. Deci dânsul nu e vinovat? Nici dânsul nu e vinovat cu absolut nimic. Deși surse care doresc să rămână sub protecția anonimatului susțin că deja s-a dispus începerea urmăririi penale în cazul lui Marin Condescu pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, reprezentanții parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu nu au confirmat deocamdată această informație. Contractul pentru care Condescu, Burlan și Oloaru au fost audiați se referă la o cesiune de creanțe pe care SNLO a încheiat-o în 2011 cu firma Eden Red România SRL, care furniza tichete de masă pentru mineri. Valoarea acestuia a fost de peste 1,6 milioane de lei, iar Eden Red urma să primească această sumă de la Pandurii după ce SNLO a stabilit să fie virată prin intermediul clubului de fotbal.